Dacă ne luăm după statistici, putem spune că femeile țin pasul cu bărbații la infidelitate. Numărul celor care își înșală soțul sau iubitul a crescut foarte mult în ultimii 20 de ani, după cum relevă sondajele majoritatea își doresc o relație în care partenerul sau partenera să nu calce strâmb. Realitatea este însă alta. Și femeile și bărbații înșală și au fost înșelați de o potrivă. Conform știrile protv.ro, bărbații au fost întotdeauna asociați cu infidelitatea. Însă lucrurile nu stau tocmai așa. Dacă până mai ieri statisticile arătau că o treime din bărbați și-au înșelat partenera, cel mai recent studiu spune că și patru femei din 10 o fac. Studiul realizat pe 3000 de femei adulte arată că o femeie din 5 ar vrea să își înșele partenerul, iar una din 4 recunoaște că este atrasă de persoane necunoscute și le urmărește cu privirea. De asemenea, o femeie din 4 spune că nu a rezista unui bărbat în uniformă. Femeile care au răspuns întrebărilor din chestionar susțin că sunt infidele numai când sunt plictisite în viața de cuplu. Una din cinci spunând că o face totuși numai când este beată. Iar o femeie din 10 nu va avea niciodată o relație monogamă, pentru că, spun ele, viața este prea scurtă. Dacă este să o luăm statistic, într-adevăr iese faptul că bărbații înșală de mai multe ori, dar asta pentru că tot statistic la nivel planetar, numărul femeilor este de trei ori mai mare decât al bărbaților. Prin urmare, șansele ca un bărbat să aibă iubită sunt mai mari decât al neunei femei să aibă iubit. În concluzie, probabilitatea ca un bărbat să înșele cu o femeie singură este foarte mare. De aici se explică și statistica. Dar de ce înșală un bărbat? Păi din fix aceleași motive pentru care și o femeie înșală. Mai precis, curiozitate, dorință, dar și lipsa unor pofte nesatisfăcute. În concluzie, totul pleacă de la instinctele primare nesatisfăcute.